Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova angajează specialiști pentru Centrul de Dezvoltare a Carierei SISLAB Rezina, în cadrul proiectului Antreprenoriat Inovativ pentru Ocuparea Durabilă a Forței de Muncă. Pentru funcția de coordonator, aplicanții vor deține studii universitare în administrație publică, economie, științe sociale, drept sau alte domenii similare. Aceștia trebuie să dețină experiență de 3 ani în dezvoltarea economică regională, promovarea antreprenoriatului, dezvoltarea carierei sau domenii adiacente. Pentru funcția de consilier în carieră, pe lângă studii universitare în administrație publică, economie, științe sociale, drept sau alte domenii similare, aplicantul trebuie să dețină 2 ani de experiență în dezvoltarea economică locală regională, promovarea antreprenoriatului, dezvoltarea carierei sau domenii adiacente. Experiența în cadrul inițiativelor de dezvoltare locală sau lucru similar într-o organizație donatoare, instituție guvernamentală, ONG, companie de consultanță, sunt avantaje considerabile pentru aplicanții la funcțiile de coordonator și consilier în carieră. Pentru funcția de asistent de oficiu, sunt necesare studiile primare, experiență în utilizarea calculatorului și aplicațiilor soft, precum și experiență anterioară în lucru administrativ, administrarea personalului, relații internaționale, dezvoltare organizațională și antreprenoriat sau alte domenii similare. Studiile universitare în economie, relații internaționale, administrație publică sau alte domenii similare vor fi un avantaj. Pentru toate funcțiile este necesară cunoașterea fluentă a limbilor engleză, română și rusă, oral și scris. Persoanele interesate pentru poziția de consilier sau asistent trebuie să aplice online până pe 24 decembrie 2013. Pentru poziția de coordonator, cei interesați vor aplica online până pe 27 decembrie 2013, accesând pagina electronică a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, www.undp.md. Tot aici pot fi găsiți terminii de referință și fișa personală pentru fiecare poziție.